De ce spuneți și aș vrea să explicați oamenilor de ce doriți această modificare a legii sportului și de ce spuneți că această modificare a legii sportului va face un pic de dreptate, ca să vă citez. Da, mă bucur că este o dezbatere, nu mă așteptam să fie o atât de mare dezbatere, dar sper că din această dezbatere, chiar dacă nu-mi place cum se dezvoltă neapărat, nu-mi place că se mută atenția de la problema esențială pe care cred eu că trebuie să o rezolvăm la alte tipuri de discuții, dar dincolo de asta este foarte bine că se discută, arătăm că oamenii sunt mai interesați de fotbal decât credeam noi. Arătăm de asemenea că ar trebui să rezolvăm unele lucruri, pentru că lucrurile care sunt controversate înseamnă că nu au fost rezolvate la timp. De ce am spus asta, ca să vă răspund direct la întrebare? Nu este neapărat o dedicație pentru Steaua sau pentru CSA, așa cum s-a spus, pentru că eu problema asta am rezolvat-o. Dacă Steaua vrea să intre în Liga 1, prin ordinul de ministru pe care l-am dat în timpul mandatului meu de ministru, se poate transforma în entitate de drept privat dacă 1% din acțiunile ea, Rom Tehnica, de exemplu, care este o entitate privată, sau altcineva, Asociația Suporterilor, cum am propus eu, AS47, atunci poate să joace în actualele condiții. Deci nu era necesar acest lucru. Dar de ce totuși am zis că trebuie făcută dreptate? Pentru că sportul în general, fotbalul este un fel de indicator al egalității într-o societate. Și nu pot să limitesc într-o lege un drept câștigat pe terenul de sport, un drept sportiv. Cum să explic eu unui tânăr de la Steaua, de exemplu, de 16 ani, care a debutat acum câteva etape, că el nu are dreptul să joace în Liga 1, deși și-l câștigă pe teren, pentru că există o lege care spune că entitățile de drept public nu pot să ajungă să joace în Liga 1. Deși el știe că se luptă cu Iașu, cu Galațiu, care are bani de la Consiliul Județean, de la primărie, care sunt tot bani publici. Deci, de aceea am spus că este vorba de a face dreptate. Și nu este vorba de a introduce, să spunem, o echipă în Liga 1 pe ușa din dos, pentru că este vorba de un drept câștigat în plan sportiv, dar care nu trebuie blocat printr-o lege. Asta a fost viziunea mea. Apoi, pe de altă parte, am vrut și să dezbatem, și asta se întâmplă și mă bucur că se întâmplă, am vrut și să dezbatem asupra modului în care statul se preocupă de mișcarea sportivă. Pentru că în acest moment avem o ambivalență destul de mare și eu cred că această lege este doar o mică picătură într-un ocean de nevoi. Legea nu rezolvă problema sportului și nici a fotbalului în general. Dar cred că avem nevoie de o strategie națională pentru sport și dacă cât de iubit este fotbalul, chiar aș putea să spun în felul următor, dacă unii o să mă critique. O strategie națională pentru un parteneriat dintre stat, comunitățile locale și investitorii privați din fotbal. Și aici o să citez pe, o să vă mirați, pe Gigi Becali, care spunea la un moment dat, statul nu trebuie să ne dea nimic, dar măcar să nu ne ia. Ori în acest moment, cred că va trebui să regândim această relație dintre stat și sport. Dacă vrem să avem fotbal, de exemplu, pe toată lumea interesează fotbalul, dacă vrem să avem fotbal, tot dăm exemplu Ungariei, care de 15 ani investește bani publici în fotbal și a început să aibă rezultate. Deci va trebui și noi să ne gândim la acest lucru, dincolo de interesele private sau de altfel care există în jurul CSA sau în jurul FCSB, a politica care există, procesul care există. Cred că va trebui să ne gândim până la urmă că ar trebui regândit această relație pe care statul o are cu sportul și de asemenea ce facem pentru investitorii privați care vin în fotbal. Pentru că discuția s-a mutat în foarte multe direcții, de exemplu. S-a spus că banii pe care investesc primăriile sau consiliile județene nu sunt aceiași ca și banii publici din bugetul de stat. Ba da, sunt bani la fel. Prelevările de la bugetul central spre bugetele locale sunt la fel, așa cum un minister primește bani din bugetul central. Deci aici este și o inegalitate de fond. E adevărat, eu îi înțeleg și respect pe investitorii din fotbal. Cred că Hagi ar trebui sprijinit de statul român pentru copiii pe care îi crește, pentru academia pe care o face. Și toți cei care pun bani în fotbal ar trebui sprijiniți de stat. Dacă ne interesează, dacă
trece, spunem noi că poate fi o prioritate națională. Eu cred că fotbalul poate intra într-una din prioritățile naționale, pentru că creează identitate, creează mândrie națională, creează fericire pentru oamenii simpli, pentru cei care nu au multe, multe motive pentru a se bucura de ceea ce se întâmplă în România în ultimii 30 de ani. Asta a fost rațiunea, am răspuns un pic cam lung, îmi cer scuze, dar asta a fost rațiunea pentru care am spus că este un gest de dreptate și nu unul de oportunitate, pentru că oportunitatea există. Steaua poate să intre în Liga 1 dacă vrea, printr-un simplu act administrativ, dacă îl face la timp, poate intra în Liga 1. Nu știu dacă este pregătită, nu știu dacă are în acest moment, sigur că n-are un loc de Liga 1, trebuie gândit această chestiune. Deci n-am vrut nici într-un fel să introducem CSA-ul pe ușa din dos în Liga Profesionistă. Bun, domnul Dâncu, discursul este mai mult decât interesant și eu vă spun la modul sincer, pe mine în mare parte m-ați convins și vă spun de ce m-ați convins. Pare clară intenția dumneavoastră a unui om care chiar vrea să ajute fotbalul românesc, așa mi se pare că sunteți. Sunteți un om care știți ce înseamnă fotbalul românesc, știți pasiunea pe care o declanșează, știți ce bucurie aduce în rândul oamenilor și chiar vă văd, pentru că ați venit cu niște argumente foarte importante, chiar vă văd un om mai degrabă dezinteresat, chiar vreți să faceți un lucru, să mișcați lucrurile, cum a zis dumneavoastră, ca strategie națională, pentru că lucrurile care le spuneți dumneavoastră, domnul Dâncu, le spune de ani de zile Gică Hagi. Gică Hagi de ani de zile perorează și latră și cum să spun, vorbește în pustiu, da? Vorbește în pustiu și spune: "Domne, trebuie să fim ajutați. Fotbalul, sportul, discutăm de fotbal în principal. Trebuie să fie o strategie națională." Iar ce propuneți noastră ca fotbalul să devină o strategie națională? Nu că este corect, este mega corect, iar eu unul sunt pentru asta. Sunt total din punctul meu de vedere pentru asta.